Începe jocul cu numărul 3, trec ce un loc la deschidere. O deschidere, după cum observăm, destul de agresivă, deja jumătate din pachet s-a cam dezvoltat. Este adeptul unui stil extrem, extrem de agresiv. Tailandezul nu mă îndoiesc acest lucru, l-am murmurit de atâtea și atâtea ori. Ratează bila albastră așat, destul de surprinzător după ce a reușit acea lovitură de distanță destul de grea. Are bila roz aici. Ce un och, destul de ușoară lovitura. Și iată, făcând acea spargere agresivă, are și multe bile pentru care să joace tepșaia. Bila neagră poate fi dezvoltată destul de simplu cu un carambol la cealaltă bilă roșie. Nu știu de ce nu joacă acum această variantă. Nu l-am înțeles deloc. Probabil că unghiul nu era foarte ideal și de aceea a crezut că e mai bine să reconsidere acea lovitură. Nu așteptam să facă doar 13 puncte de ceai din acea vizită. Joacă la buzunar. N-a fost deloc departe. A fost un joc destul de încălcit până acum în acest match. N-au fost frame-uri efluente. A fost tot break-uri și saca date. Break-uri mici. Probabil că vom avea și break-uri de peste 100. În special ne așteptăm ca Tepcea să spargă gheața.